ce tare. Wow! Am dat 1800 de lei la el, l-a reparat cu vreo 200 transportul, 2000 de lei și am dat o oră cu el. Salutare, lume bună, suntem aici cu frumosul nostru ATV-ul care de-abia a ieșit din service. Îi dăm așa un POV pe lângă el cum arată, am mai ieșit cu el și l-am făcut tot un nămol și urmează să mergem din nou la deal cu el, să îl testăm pe nămol puțin așa, să vedem dacă iese. Vreau să-l vedem așa un pic în conjur, să vedem cum arată înainte de a merge și cum o să arate după. Este nămol și nu o să mă aventurez prea tare, dar totuși o să-i dăm un pic să vedem cum merge. Suntem aici, nu intru în public, nu-i nimica. Sunt singur, să sperăm că nu rămân în podmolit pe undeva cu el. Și am camera la piept, nu o să se vadă, nu știu cât de bine, dar sper să se vadă totuși ceva. Hai să-l vedem, cam așa arată. L-am dus la service, fraților, m-a costat o grămadă de reparație, dar mea de strună. Nu știu ce s-a stricat, sincer. Bine, știu de ce s-a stricat, dar hai să vedem. Deci, pornim. Frumos a pornit, acum nu știu cât de bine mă aud. Băgăm aici 4x4 și îl băgăm la mic. Mamă, cum se scage la mic, frate, că te aruncă. Hai să vedem. Nu este foarte mult nămol, dar nici puțin. Nu o să mă aventurez prea mult, mai zic cu cază, că nu vreau să rămân undeva la deal. Dar nămol este, mamă, cum lunecă. Avem aici un șansă a subit, să le iau cumva între roți, cred. Nu știu dacă mă aude el, nu știu ce vedeți voi. Am de la Outcom. Da, bă, fratele, dacă mai vreți, abia aștept să vină. Mamă, nu știu dacă mă aude. Așa luăm așa multe. Nu știu cât de bine mă aud, sper că mă aud. Abia aștept să ningă, fraților, să fie zăpadă, să fie zăpadă. Mamă, aici am zis, bă. O să fie frica foarte tare să nu patinăm. Așa, sol. Nu avem nici cele mai noi cauciucuri, dar nu zingrele. Mamă, aici e destul de abrupt. Nu vreau dacă jucăm. N-ar vrea să dați când am în spate de aici. S-a creat un șant aici, fraților. Bă, dacă mai vreți clipul cu ATV-ul, dați like și abonați-vă dacă nu sunteți încă abonați. O să mai ies cu el. Mamă, ce-i aici? Oaie lei. Da, bă. E bine deja s-a murdărit. Nu știu cât de bine vedeți voi, că n-am ce cap ca GoPro, l-am pe piept, n-am cască. Mi-am cam înghețat mâinile, fraților, oh, ar trebui să-l spăl după și asta nu o să fie prea tare. Mi-am înghețat deja mâinile, nu mai am nicio mănușă. Mamă, dacă l-accelerez odată, cum pleacă, frate? Bă, nu m-am uitat dacă am antigen la el, asta nu pleacă eu. Antigen sau apă. Aici, aici e tare, rău. Dacă urcă, e bine. Vezi că urcă! Wow! Da, îmi pare că arată parcă era mai ok, drumul. Nici nu știu dacă puteți să iei pe acolo, dar părea mai ok. Și am verificat acum ce se vede. Se vede decent. Ce? A, aici e nașpa. Aici chiar e rău de tot. Dar, simt că trage, bă? Da, nu mă așteptam să pot să-mi pună molul ăsta. Aici am luat-o rău. Dar nici o problemă, băi, nici un stres.
dar nu mai avem așa mult, așa că hai să... care-i drumul mai ok, o dau prin dreapta, pare mai întâi puțin. Mamă, dar ce m-am făcut pe pantaloni, what? Da, tărar, o tărată de spăl neapărat. Dar nu simte, bă, nu simte. Agitanță nu pot urca. Hai, ce pot da? Aoleo, dar unde am ajuns, frate? Adică nu e așa frumos. Și apa asta cât e mare. Hai că-mi luăm încet. Nu era așa mare. Wow, zăpadă. Nu știu unde ne duce drumul ăsta. Cred că n-am luat-o pe drumul corect. Dar unde nu se mai poate întoarce, că este în loc de întors. Uite ce chill, așa că nu accelerez. Frumos aici. Acolo e apă. Nu e apă, e zăpadă. Credeam că e apă, cum văd eu mai rău. Hai că te-am dus. Dar oare e ce scurat pe aici? Mamă, bă, dar nu mai sunt degetul, sincer, să-l mai accelerez. Da, să fac stânga sau să vin. Hai, să ține. Deși n-am luat-o pe drumul bun și n-am ajuns pe o platformă cum ar veni. O să-mi tot aici undeva. Că nu știu unde duce drumul ăsta, n-am fost niciodată unde se poate întoarce. Adică, nu neapărat să întorc, dar deja aici suntem chiar în pădure, nu-mi place. Poate fi înșelător cu frunze. Mamă, cât e apă acolo, frate! Aici de gel. Un mic off-road, deci da, TV-ul rupe. Să văd cum întorc. Bine, aici chiar e rog întorc, dacă vrei. Porteule. Mai merg foarte puțin. Că nu știu unde am luat-o unde trebuia. Am luat-o în dreapta, trebuia prin stânga, pe acolo, până părea mai abrupt. Ca să ajung mai la deal. Dar acum am mers destul de sus. Dacă m-au zis green. Nu am eu mai așa. Aici chiar nu e circulat în tot. Acum eu știu că ATV-ul ăsta aveam o problemă cu el și intra super greu înainte să-l duc la reparat în materia. Oh. What the? Ai dat din prima, frate, wow. Deci asta e bine. Când îl băgam la mic, nu mai puteam să scot, frate. Efectiv, nu mai puteam să scot de la mic, dar acum a intrat pe aici în prima. Asta, m-a rămas în mașalier. Suntem la mare, se spune că mai intră la mic. Se diferesc că din prima, dar intră din prima, avem stat-o. Merge din prima, intră reparat. Nu mai poni deloc, bă. Fratele meu, săracul, fratele meu. Uite, merg pozițiile, nici nu știu dacă le pot opri, sincer, cred că nu. Da, hai să-i băgăm o poză așa frumos aici la deal. Nu prea, cred că mi-s puțin de sunt frate ca ușiturile, sincer. Hai să ne continuăm aventura, să vedem cum ajungem la vale. Aole. Nu fi foarte lung, doar așa ca să-l testez dacă merge prin Nămol. Cât e ceva habar, n-am ce.
jos un pic, aia din dreapta, nu știu cât de mare, așa că iau așa. Că n-am vrea să-mi ajungă chiar până la Adida, așa fa. Nu știu ce se întâmplă dacă ajunge la motor. Hai că e lejer. Oh, 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 nu prea e lejer, de fapt. Oricum e super tare senzația să urci până mult, așa. Cred. Mie nu e așa rău. Da, n-a rău acum, că mă mulesc mai mult. Deși tare rău, îmi place. E normal, mă numai destul. Aici nu prea mă mai distrez. Cum i-am venit? Că pe aici. Mamă, e greu de țin rău. Uite, fac curbă. Și câteodată nu... Mamă, acum sunt rău lateral, aproape. Fac curbă și nu se întâmplă nimic. Acum așa. Ușor, frate. Mamă, dar vezi că ține frâna de motor destul de bine. Oh, 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 oh. Dar bine că avem frâna asta la picior. Ce ai apăsat-o, au. Iar oprește. La dâmbul ăsta e urât. Mamă! Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Da, bă, și cred e acum liniște când coborâm. Vreau să-mi lăsați în comentarii, nu știu, idei de clipuri cu ATV-ul. Că vreau să mai fac. Ce face, vreți să facem noi cu ATV-ul? Nu știu, să călcăm chestii, facem ATV-ul versus ceva. Să mergem pe undeva, să... nu știu. Dar idei de clipuri cu ATV-ul, fiți inventivi. Mamă, i-am... na. Nu știu dacă a fost motorină molul, i-am dat un pic. Mamă. Uite, și aici, o să mă joc. Mamă, uite cum te duci ca pe salie. Aoleu. Aici e un șan destul de mare, aș mai da o dată. Dar e șansă mare. Poate mă răstor, n-ai. Ce tare! Wow! Nu pot, nu pot, laterală. Nare, dacă aș știi cum tare în molul. Ia ce stai timp, îmi place. Ia, dacă punem frână, du-te bă, că oprește, ești nebun. O să-i dai cât vrei. Acum ne ridicat în picioare. Și cred că n-am nămol cu fun. Așa e pe el. Dar e lejer. Și aici e lejer. Da, băi, fraților, după cum ați văzut, n-am mai vorbit deloc acolo, pentru că efectiv m-am speriat, s-a dus din nou ATV-ul, ați văzut că s-a oprit acolo și n-a mai pornit, și cam așa arată acasă, l-am desfăcut, o să vă explic imediat ce se întâmplă, și cam așa arată, e destul de plin de nămol, dar l-am curățat destul de mult, am scos aici jumătate de găleată de nămol de pe el, e efectiv așa arată, e plin de nămol, asta e ideea, mi-a plăcut cum a mers, dar iar s-a dus, trebuie să-l curăț. Pentru că trebuie dus la serviciu. Și am ajuns acasă cu el destul de greu. Băi, efectiv m-am speriat acolo la deal, că de ce nu mai merge iarăși. L-am adus acasă și la indicațiile cele de la care l-am cumpărat, m-am apucat să-l desfac. Din sunetul ăla am crezut că e cureaua ruptă. Vedem aici un bec care ne-a ajutat. Nu-i cureaua, fraților. Chiar n-are nicio treabă cureaua. E ok. Nu s-a rupt cureaua. Nu s-a stricat. Stai să văd ce vai avem pe aici. E blocat. Aoleu, mi-am crezut asta, cred că era aici. E blocat efectiv motorul, nu se mai învârte asta deloc. Dar nu-i cureaua, am desfăcut toate plasticurile de aici. Bine, era doar un plastic. Am luat ăsta jos, mai era ceva aici, nu știu unde e pe aici, pe undeva, am luat scutul. Nu e nici chestia aia, e o chestie cu niște pulmențe, nea, nici aia nu-i stricată. Deci nimic de pe partea asta nu-i stricat, asta se învârte. Dar efectiv e blocat aici. Tot ce rămâne e că eu l-am dus la reparat. Am dat 1800 de lei la el la reparat. Cu vreo 200 transportul, 2000 de lei și m-am dat o oră cu el. Ideea lui că e de pe partea aia la altă ce are. Bateria, am tot ce trebuie, am și încărcat-o, cred că e de la baterie.
E tot de aici din el au reparat, pentru că aici mi l-au reparat când l-au dus la reparat. Aici s-a stricat ceva la el, bending sau ceva rulment, nu știu exact. Dar l-au reparat și tot de aici e ceva, pentru că pe partea aia totul e în regulă. Nu s-a întâmplat efectiv nimic aici. Acum o să duc înapoi la reparat. Să sperăm că nu mai ia bani dacă s-a stricat ceva din ce au reparat ei. Și să sperăm că nu o să mai coste prea mult, efectiv. Am dat 2000 de lei ca să mă dau o oră cu ATV-ul. Eu zic că a fost deal, nu-i așa? Mersi că ați fost aici, v-ați uitat până aici. Nu știu, lăsați în comentarii ce credeți că are ATV-ul, deși nu cred că aveți habar niciunul. Sau poate cineva cunoscător care știe din sunetul la ce s-a întâmplat. Că vedeți pe clip cum a sunat și nu a mai pornit. Sau lăsați în comentarii dacă v-a plăcut, dacă e tare cu ATV-ul. Dacă mai vreți clipul cu ATV-ul, e de clipul cu ATV-ul. Eu am fost de ăsta, a fost ATV-ul meu, sper să-l repar. Și pa, pa!